Bună ziua tuturor! Tema acestui videoclip este De ce vă ignor? Avem trei variante. Varianta numărul 1, pulcica neagră, varianta numărul 2, pulcica roșie și varianta numărul 3, pulcica verde. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. O să vă las câteva momente să vă alegeți varianta. După care voi începe etalarea. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă. Puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe cu prima ulcică și anume ulcica neagră. Să vedem de ce vă ignoră pe cei de la ulcica neagră. De ce vă ignoră persoana la care voi v-ați gândit? De ce vă ignoră? Hai să vedem. Aici văd că vorbim în primul rând despre zodii de foc, dar avem și zodii de aer și câteva zodii de pământ. Hai să vedem de ce vă ignoră. De ce vă ignoră cei de la ulcica neagră? Cei de la ulcica neagră. Bun. În primul rând, această persoană își dorește o anumită schimbare, însă, din păcate, nu știe cum să procedeze. Nu știe ce ar trebui să facă și cum ar trebui să facă. Stă destul de mult și se gândește, după care, pe lângă asta, această persoană la care voi v-ați gândit pune accent destul de mult pe partea financiară. Se gândește destul de mult cum ar putea să câștige mai mulți bani. Posibil în această situație, această persoană să nu se simtă suficient de demnă față de voi. Cumva pe voi să vă vadă mai sus și cumva vrea să ajungă la același nivel, doar că nu știe cum să facă. Își dorește să continue relația voastră, chiar dacă v-ați separat, își dorește să fie un nou început. Dacă cumva este la distanță față de voi, mă refer la distanță, poate că este în alt oraș sau e vorba de kilometri aici, această persoană se gândește să facă o călătorie, să vină spre voi. Doar că nu în acest moment. Dorința văd că este din partea amândurora de a face ca lucrurile să funcționeze, de a face ca totul să fie bine, să aveți un nou început, dar un nou început victorios. Acest nou început va fi, doar că nu acum. Cred că va mai trebui să treacă o perioadă de timp pentru ca această persoană să înțeleagă ce anume are de făcut. Acum are destul de multe temeri, destul de multe frici. Cumva are temeri și frici că nu poate fi așa cum voi vă doriți. La un moment dat, această persoană vă va face un mesaj în care poate vă va spune ceea ce n-a avut până în acest moment curajul să vă spună. Nu neapărat că ar fi vorba de minciuni sau secrete sau mai știu eu ce, ci faptul pentru care
a ales să ia să facă această pauză, să facă această separare de moment, dar cu răbdare, dacă mai aveți răbdare să așteptați persoana asta, cu siguranță un nou început împreună și un nou început victorios îl veți avea. Închideți ochii și spuneți-vă că meritați să vă simțiți bucuroși, chiar dacă această separare durează mai mult sau mai puțin. Puteți permite să intre bucuria în viața voastră, indiferent de împrejurările în care vă găsiți acum. Căutați un echilibru. În iubire nu este întotdeauna vorba de acord, doar de dragul lui sau al ei. O relație grozavă este atunci când vă susțineți reciproc. Singura problemă în acest caz este că această persoană nu are suficient curaj să vină spre voi. Și nu doar că nu are suficient curaj, dar cred că aici mai este vorba și de faptul că cumva nici nu ar vrea să accepte poate ajutorul vostru sau susținerea voastră. Cred că este o persoană destul de individualistă, o persoană care cumva ar vrea să și dețină controlul, ar vrea să și facă totul singur sau singură, dar nu știe cum și nici nu știu dacă va putea face acest lucru de una sau de unul singur. Este important acum să stea un pic, să facă această pauză pentru a reflecta la ceea ce își dorește cu adevărat pe mai departe. Și în tot acest timp este bine și voi să vă găsiți iubirea de sine, pentru că probabil în unele cazuri poate v-ați pierdut încrederea în voi, poate v-ați pierdut iubirea de sine, poate ați pus mai mult accent pe cealaltă persoană decât pe voi și acum este momentul prielnic pentru a vă câștiga și voi încrederea în voi. Este bine de luat această pauză, dar acum depinde de fiecare dintre voi cât știți să aveți sau nu răbdare în această relație, în această pauză pe care o aveți de luat. Nu vă ignoră, această persoană nu vă ignoră pentru că ar avea pe altcineva sau nu vă ignoră pentru că nu vrea să fie cu voi, ci pur și simplu nu știe cum să facă pentru a fi într-un echilibru cu voi. Probabil, așa cum v-am spus, probabil sunt factori care îl fac sau o fac să se simtă mai inferior sau inferioară față de voi. Și asta cumva o sau îl deranjează. Dar în timp va înțelege ce anume are de făcut, ce anume are de schimbat și cumva lucrurile vor merge în direcția pozitivă. Bun, cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă. Și voi trece la varianta cu numărul 2. Hai să vedem de ce vă ignoră pe cei care ați ales varianta numărul 2. De ce vă ignoră pe cei care ați ales varianta numărul 2? Ups. Da, în primul rând, aici posibil să fie vorba și despre o persoană cu care poate voi ați discutat anumite lucruri, în sensul că poate vă doriți o familie, poate vă doriți o mai stabilitate, mai multă sau ceva de acest gen. Și asta cumva a speriat-o sau l-a speriat. Bun, de ce vă ignoră această persoană? De ce vă ignoră persoana la care voi vă gândiți?
Bun, voi la un moment dat, în primul rând, aici avea de aflat un secret, ceva ce această persoană n-a avut curajul să vă spună. Pentru unii poate să fie chiar vorba despre o altă relație. Sau faptul că această persoană a trecut prin, a avut parte în trecut de diverse neplăceri în legătură cu stabilitatea, iar acum nu mai are încredere să aibă această stabilitate. Aici, în acest moment, pentru voi nu este, există destul de multă pasiune, există destul de multă atracție, însă există și iubire, dar pentru foarte puține persoane. Pentru majoritatea este mai mult vorba despre o aventură decât despre o relație mai stabilă. Oricât v-ați ruga voi de această persoană, pentru că văd că cumva foarte mulți sau multe dintre voi care vedeți acest videoclip faceți destul de multe mesaje persoanei respective, cumva prea bateți la cap această persoană și cumva nu-i place și atunci posibil chiar să vă fi și blocat pe rețelele de socializare sau chiar pe telefon, un apel telefonic, pe mesaje, nu știu, ceva de acest gen. Cumva această persoană în acest moment nu-și dorește să continue această relație cu voi. Probabil ați pus prea multă presiune pe această persoană și din acest motiv se dă la o parte. Voi știți instinctiv ce este potrivit pentru voi, iar voi veți... Ați putea să spuneți nu acestei situații și să vă îndepărtați de la sine, nu să stați să vă tot puneți întrebare de ce vă ignoră, de ce se poartă într-un anumit fel și așa mai departe. E bine să nu luați decizii bazate pe vinovăție sau ce crezi că ar trebui să faci, pentru că este... doar în a fi fidel cu tine însuți și abia apoi să fii fidel celorlalți. Voi, în primul rând, trebuie să vă gândiți la voi, trebuie să vă gândiți dacă această relație este benefică sau nu pentru voi, pentru că, din câte văd, această persoană oricum nu v-a dat de la bun început foarte multe speranțe și atunci e clar că lucrurile nu vor merge în direcția care trebuie nici de acum încolo. Pentru voi în acest moment văd faptul că e bine să lăsați această persoană la care v-ați gândit în urmă, pentru că veți întâlni o persoană nouă alături de care puteți fi fericiți, fericite și alături de care puteți forma o familie. Chiar dacă există destul de multă pasiune, asta nu înseamnă că va exista și iubire. De asta v-am spus, în foarte puține cazuri, pentru cei care vedeți această etalare, există iubire. Pentru majoritatea e mai mult pasiune, atracție fizică și cam atât. O să vedeți lucrurile astea imediat în zilele următoare, pentru că imediat în perioada următoare, acolo unde... există într-adevăr iubire, iubirea se adâncește, iar acolo unde există doar pasiune și atracție sexuală, acolo acea situație se destramă definitiv. Deci nu aveți cum să... degeaba tot insistați, că asta nu înseamnă că dacă insistați ați rezolvat problemele. E mai bine să vă detașați, e mai bine să lăsați lucrurile să decurgă de la sine, pentru că altfel nu veți rezolva această situație și oricum, dacă această persoană a avut doar pasiune și atracție fizică față de voi, nu o să mai vină spre voi niciodată. Și e mai bine așa. Ok, cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3. Să vedem și pentru cei de la varianta numărul 3 de ce vă ignoră. Cei de la varianta numărul 3, de ce vă ignoră?
Deci vă ignoră. Aș putea zice că aici posibil să fie vorba de un trio. Și această persoană are nevoie de a lăsa, de a-și lăsa familia în urmă pentru a veni spre voi. Hai să vedem. De ce vă ignoră? Acceptarea este cheia păcii interioare. Uneori trebuie să acceptăm lucrurile așa cum sunt. Nu are rost să încercăm să schimbăm ceea ce este dincolo de controlul nostru. Această persoană își dorește un nou început, dar așa cum am spus aici, e posibil să fie vorba despre o situație de trio. Se gândește destul de mult cum să rezolve această problemă, pentru că își dorește să fie cu voi, își dorește să-și lase familia în urmă, pentru că este o situație care nu mai funcționează de ceva timp, chiar dacă a făcut destul de multe compromisuri în relația respectivă. Asta nu înseamnă că lucrurile au mers în direcția pozitivă. Posibil să fie vorba în familia respectivă de inclusiv de niște vorbe destul de dure, tăioase, niște vorbe peste care nu poate trece, indiferent cât și-ar dori de acest lucru. Pe lângă faptul, iar pe lângă asta, faptul că alături de voi se simte bine, se simte ca și cum ar fi acasă, ca și cum ar fi, cumva alături de voi simte acea dorință pe care a avut-o de a avea familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna, simte că alături de voi poate construi, chiar dacă e nevoie de multă muncă, e nevoie de multă înțelegere, este nevoie de multă înțelepciune, și-a dat seama că sunt lucruri pe care alături de voi le poate realiza. Această persoană va veni spre voi și o nouă aventură așteaptă, îmbrățișați și trăiește visul cu pasiune. Pentru că voi sunteți unul oglinda celuilalt. Vă oglindiți unul în celălalt, acordați-vă reciproc spațiu pentru moment, ai încredere și ai credință că totul se va rezolva cum este mai bine. Este nevoie de puțin timp, puțină așteptare, puțin spațiu, dar această persoană nu înseamnă că v-a uitat, asta nu înseamnă că nu se gândește la voi, că nu se gândește cum să facă ca lucrurile să funcționeze între voi doi, doar că trebuie să-și rezolve întâi acele lucruri din trecut pe care poate încă nu le-a rezolvat la momentul când trebuiau rezolvate. Dar acum a luat decizia că este mai bine să rezolve totul pentru a avea o viață cât mai liniștită și de ce nu, cât mai benefică pentru sine. Da, este, nu vă ignoră, așa cum am spus, nu vă ignoră pentru că nu vă iubește, ci pentru că își dorește să rezolve problemele într-o manieră, cumva se gândește să nu sufere nimeni, doar că din păcate nu se poate așa ceva, cineva la final, oricum ar fi, tot va suferi. Da, deci, oricum ar fi, această ignorare va lua sfârșit foarte, foarte curând. Poate fi vorba de 4 ore, 4 zile, maxim 4 săptămâni. Nu cred că durează mai mult de atât. Ok, cam astea au fost și pentru informațiile și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!